Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi vă mai arăt cum am avansat eu cu micronucleele. V-am spus că am pornit lucrurile în serie. Iată aici sunt 15 bucăți și aici încă 15 cu 14 cu capace. Uite, vreau să vă arăt. El este montat. Aceasta va fi capacul. Îmi trebuie pus OSB-ul și tabla. El vine aici, deasupra. Data trecută v-am arătat doar piesele. Acum vi-l arăt exact cum este el. Iată așa, făcut de mine. Aici avem hoșruburi. Iată, aici va fi urdinișul. O să facem și urdinișul și în spate avem aerisire. Aici va fi o plasă. Deci, iată, am avansat, am făcut câteva. Am pornit de la o poză și iată, am ajuns să fac aceste modele. Aici am două modele. E unul un pic mai mare. Un pic mai lat, este și este un pic mai îngust. Da, nu-i diferență mare, dar că așa am nimerit eu când am măsurat. Și așa au ieșit 10 bucăți mai mari și 20 mai mici. Ca asta vă las în legătură cu micronucleele și ne mai auzim data viitoare. Voi reuși să finisez, o să vedeți cam cum o să arate și cum o să lucrez cu ele. Voi începe și să dau drumul la rame. Iată cum arată ele. Frumos, făcute, tot frezat. Deci am lucrat câteva zile la ele. Bine, cu asta v-am lăsat și numai bine.